Costurile unei înmormântări au ajuns la sume astronomice, motiv pentru care bătrânii sunt preocupați încă din timpul vieții de a găsi soluții pentru a strânge măcar o parte din banii de înmormântare. Aceasta pentru a avea conștiința împăcată că urmașii îi vor putea înmormânta în condiții decente, fără a se îndatora totuși prea mult. Una din soluții este aceea de a apela la fondurile strânse la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, unde cotizează în conformitate cu opțiunea pe care au exprimat-o la intrarea în casa de ajutor, cu sume de 2, 3, 4 sau 5 lei, reprezentând 1,8% din fondul deținut de un membru. Deci noi avem ajutoare de 2, 3, 4 și 5 lei. Deci dumneavoastră, dacă, de exemplu, ați contribuit cu 2 lei, este, și eu vă spun că noi ce are eu, Roman, de printre cele mai mari ajutoare de deces din țară. Și de asta vă spun, adică adunat în timp, de exemplu, 3 lei sau 4 lei sau nu știu cât, CRE-urile din București dau 76% din ce bani s-au depus. Deci ai depus 100 de lei, de exemplu, în decursul timpului, ei dau 76 de lei înapoi. Noi, de exemplu, dăm între 1,6 și 1,8. La unele situații dăm și de două ori și ceva banii depuși. Cu toate că statutul CRP Roman prevede posibilitatea majorării contribuției lunare a unui membru de 3 ani, nu se mai poate face acest lucru din cauza faptului că instituția este angrenată în nenumărate litigii legate de legitimitatea conducerii. Odată cu definitivarea celor 7 dosare care se mai află pe rolul diverselor instanțe judecătorești, adunarea generală se va putea întruni și va putea elabora hotărâri valabile.